Pentru că din nou se întâmplă, acum aveți imagini de arhivă dintr-o ședință de guvern recentă. De ce? Pentru a începe în fanfar, spunându-vă că prima oară în istoria guvernărilor din România, cred că a mai fost odată, noaptea, dar era cu mineriada. Era când fugeau pe geamurile guvernului în spatele clădirii, guvernanții României. Nu ne aducem aminte, episoade extrem de triste. Deci, pe timp de pace, ca să zic așa, e prima oară când la ora 8 dimineața, 8 a.m., Vasilica Dăncilă face ședință de guvern. Cred. Nu mă jur că n-am văzut ordinea de zi. Cred că o face în primul rând pentru alea pe justiție, ordonanțele pe justiție. Repet ora, ca să știți. 8 dimineața, când traficul în București este o îmbârligătură absolut halucinantă, miniștrii României sunt la guvern să facă ședință. Acum, știrea, cum se cheamă? Complementară. Mamă, ce cuvânt frumos am găsit. Complementara este așa. USR și Cioloș îi cer președintele Iohannis ca mâine dimineață la ora 8 să fie și el în băț la Palatul Victoria la ședința de guvern. De ce? Ca să pună frână eventualelor ordonanțe de urgență. Hai, cum v-am spus că e cu codurile penale și cu ordonanța de urgență, nu m-a scris. Uitați acum confirmarea. Nici nu o văzusem pe știrea. Aceasta este foarte recentă, are câteva minute. Repet, USR plus îi cer domnului Iohannis să fie mâine dimineață în păr la guvern să o împiedice ordonanțele așa cum a făcut atunci cu ordonanța 13. Eu cred că președintele nu o să fie la ora 8, dacă veți așa o premoniție, nu o să fie la 8 la guvern și aia vor da ordonanțele. Invitați astăzi în studio, sau de fapt invitații voștri cei de acasă, Ioana Constantin și Dan Bucura. Ioana este reprezentant al spectrului politic al PMP-ului. Taman ce ați văzut-o ieri în transmisia noastră directă, depunând alături de Traian Băsescu, de Tomac și de restul, depunând candidaturile PMP-ului pentru europarlamentare. Eu cred că este una dintre cele mai solide și bine poziționate echipe. Nu fac acum propagandă pro-PMP, dar l-am ascultat ieri pe Băsescu grăind când a ieșit de la Biroul Electoral Central și vă dau cuvântul de onoare. Bă, n-a greșit o silabă. N-a greșit o silabă, frate. Adică lucrurile așa stau cum a spus el. Bine, cine a pierdut transmisia pentru că am dat-o numai noi la B1 a fost îndauna lui acasă. Dar astăzi vom relua câteva idei majore de acolo. Iar Dan Bucura este aici pentru că voi începe cu el. Știu că pare o impolitețe să nu încep cu o doamnă, dar așa voi începe cu Dan Bucura să îi spun și să vă spun și vouă ca să aveți motiv de gândire. Dom'le, PSD plus BOC, adică PSD plus PDL, în 2009 au modificat legea României privind alegerile. Da, ordonanță de urgență. Cum îl chema? Joana cu Boc la masă au zis, bă, modificăm legea. De ce? Ca secțiile de votare, atenție români, ca să vedeți cum începe manipularea și cum începe războiul. Războiul a început. Scopul unora este să vă cheme la vot, scopul altora este să vă țină în casă, să vă facă, să vă fie lehamite. Să ziceți, dă-i dracu, doamne, iartă-mă cu alegerile lor, nu mă duc eu mămică să alerg din secție în secție. Repet, bombardamentul de artilerie pe care îl face acum Dragnea este așa, ordonanță de urgență să schimbăm legea electorală, să facem secția de votare la ANA pentru europarlamentare și la Caiafa pentru referendum. Vrei la referendumul lui Iohannis? Da. Du-te pe strada elaltă, 6 clădiri mai încolo și mergi și în secția aia și votează. Asta vor PSD-știi. O să vă dau și citatul din lege. Dane, cum ți se pare găselnița PSD? Sincer, pentru că de 20 ceva de ani faci presă și ai fost aproape la toate alegerile, indiferent de categoria lor, locale, europarlamentare, prezidențiale. Acum, știi, pare că mă întreb de brânză și o să răspund de lumânări, dar într-adevăr m-a provocat discuția ta cu referendumul, cu legea, cu modificările, cu povestea cu Boc și da, cu... Da, așa e, în 2009 am modificat-o. Da, îți mărturisesc că, efectiv, știi, uitarea, că toate eu binefacerea omenirii, uitasem, recunosc, uitasem că lucrul ăsta... Dă-mă cartonul să vadă și Dan, să vadă și cei de acasă, uitați-vă, o secundă, Dănuț. Atenție oameni, nu vă lăsați prostiți. Iată manipularea. PSD zice, legea nu ne permite decât secții de votare diferite. Aduceți-vă aminte că atunci când a fost organizat un referendum în paralel cu orice scrutin electoral, au fost secții de votare diferite. Asta zice PSD-ul prin șeful lor de campanie. De fapt, ce zice legea pe care o invocă Drăghici, cred că îl cheamă pe șeful de campanie, dacă nu mă lasă memoria. Legea zice așa, vrei să vadă lumea. Ambele scrutine se realizează în cadrul acelorași secții de votare. Așa zice legea, oameni buni. Operațiunile electorale fiind îndeplinite de către aceleași birouri electorale, constituite potrivit legii, vă dă și articolul Barbu, vă dă și paragraful, vă dau tot. Repet,
Ce citiți acum pe ecran este paragraf din legea modificată de Boc și Joană, adică PSD plus PDL în 2009, Mădane. Cât tupeu. Asta vreau să spun. Cât tupeu să ai să acum separarea secțiilor. Vreau să spun un lucru. Este o chestiune organizată de către PSD într-un mod premeditat. Comunicatorilor, începând deja discuția pe care tu ai pus-o pe ecran și ideea asta nu se poate decât în locuri diferite, logistică complicată și așa mai departe, de vreo săptămână încoace. De ce spun asta? M-am nimerit acum vreo săptămână și ceva la o emisiune TV unde era și un, hai să nu zic chiar PSD-ist, dar un filo-PSD-ist, un simpatizant al PSD-ului. Și am avut o polemică exact pe tema asta. Eu am rămas șocat. Zic, dom'le, de ce să nu faci, de ce să nu faci referendumul dacă tot îl faci în același moment cu un alt moment electoral, că vorbim de bani. Adică noi ne plângem că nu avem bani să facem spitale, să facem străzi, să facem și economisim niște bani. Mulți puțini economisim, că e aceeași organizare. Și respectivul comunicator roșu, domne, zice, n-ați citit, nu știți legea, zice, nu e adevărat, trebuie făcute în locuri separate, cu comisii separate, cum o băgați așa în ceață. Zic, domne, într-adevăr, de aia zic că uitarea e o binefacere a omenii. Am fost ușor defensiv, zic, domne, eu din ce mi-amintesc când a făcut Băsescu referendumul ăla cu Parlamentul, a fost în aceea zi cu alegerile prezidențiale. Zic, dar nu mai știu dacă au fost într-adevăr în secții diferite sau în camere diferite. Noțiunea de secție, de secție de votare poate să reprezinte două lucruri. Acum. Încăperea, da, unde e urna. Corect. Oameni buni, hai să o lămurim ca să vedeți cum arată o emisiune cinstită în care adevărul e la casă. Asta e bun. Poate fi, cum a spus și Traian Băsescu, aici la masă. Da. Acum nicio săptămână. Dom'le, pot fi două urne în două încăperi diferite, dar în aceeași clădire. Da, secția de votare. Secția de votare este clădirea. Dar dacă îmi pui mie secția de votare pentru referendum la 4 străzi distanță de secția de votare pentru europarlamentare, este împotriva legii modificată în 2009 de PSD cu sprijinul PDL-ului. Ioana, te rog, spune-mi, voi cum gestionați la partid, cum digerați vestea pe care v-a dat-o PSD-ul că vor lupta să separe secțiile de votare tocmai pentru ca prezența la vot să fie cât mai mică? Ăsta este obiectivul final, evident. Iar prin secții de votare diferite, sigur că da, putem înțelege, fie că sunt, discutăm despre școli, da, avem o sală de clasă, omul merge, votează pentru alegerile europarlamentare, trebuie să urce un etaj ca să ajungă să voteze și pentru referendum. Ce vor face oamenii? Că ne gândim până la urmă, uiți că trebuie să mai te duci până la etaj, poate că nu vrei, e suficient că ai venit pentru europarlamentare. Deci această separare pe care ei o fac este special pentru a reduce prezența la vot, prezența la urne. De aceea eu mă gândesc dacă nu cumva poate că ar trebui să președintele Iohannis să se gândească la o altă întrebare pentru referendum decât cea legată de justiție. Pentru că în acest caz românii probabil ar fi mult mai interesați, ar fi interesați direct să meargă la acest dacă referendum. Dacă ai fi consilier al președintelui, n-ai fi locul 3 pe lista lui Traian Băsescu. Ai fi consilier al lui Iohannis pe probleme de comunicare, că tot ești expert în comunicare. Spune-mi, ce ai sugera președintelui atunci când te va întreba sau te-ar întreba, doamna consilier, ce întrebare îmi sugerați să pun pe buletinul de vot? Întrebarea legată de 300 de parlamentari. Da, asta a spus și Traian Băsescu. Eu cred că nu o să o pună și îți spun și motivul, Ioana. Și cred că cei de acasă sunt de acord cu mine. N-o să pun, pentru că este orgoliu. Cum Evident. Să pun întrebarea pe care a pus-o al președinte? Niciodată Evident. Președinte Iohannis nu va merge în siajul lui Traian Băsescu. Niciodată. Da, s-a văzut asta intervin, deja. Da, nu e cred. O chestiune, ar fi o întrebare cu impact ciudată. Foarte mare. Eu sunt de acord că ieșirea din zona justiției cu întrebarea și transpunerea ei în alta poate genera mai multă emoție și duce are oamenii. Unii, dar părea unii. Extrem de neserios președintele. El s-a adresat Parlamentului României. Așa și este. A discutat, s-a angajat că referendumul va fi pe temă de justiție. Așa făcând-o, este. Întorcând-o astăzi ca la Ploiești, chiar cu un scop nobil, ar părea ușor neserios, ca să nu zic ridicol. Da. Numai că vedeți acum, deși a primit acel vot de la Parlament, cred că în 2017, da? Așa este. Deci acum 2 ani de zile. A trecut foarte mult timp, în primul rând. În al doilea rând, mai este o problemă. PSD-ul ce face acum? De ce vorbește de separarea secțiilor? Cadrul de 2 îl putem da, Teddy? Cadrul de 2 putem da? Sau a picat mixerul complet? Bine. Nu se poate. Deocamdată avem o mică problemă tehnică, ca, vreau să știți ce de acasă, de ce stăm pe o singură cameră. Da, mă scuzați.
Bun, deci PSD spune următorul lucru acum, ei se folosesc de o chichiță. Spun așa, domne, deja am organizat becul, noi deja avem organizare pentru alegerile europarlamentare. Domne, și o să facem secții separate pentru referendum, că nu se, ele se întâmplă concomitent, dar vedeți că s-a organizat mai târziu, s-a anunțat referendumul. Cum e să-ți fie frică în țara ta? Te întreb eu pe tine. Cum e să-ți fie frică în țara ta de votul poporului tău? Indiferent care e votul. PSD-ului este frică de votul oamenilor. De 20 de ani PSD-ului. Lor le este frică de ce nu pot controla. Iar ei nu pot controla prezența la vot în cazul unui referendum decât așa. Inventând tot felul de povești. Facem secții separate, blocăm accesul la vot. Gândiți-vă ce fac în diaspora. Ce au făcut întotdeauna cu votul românilor din diaspora. Dar în diaspora, după cum bine știm cu toții și cei de acasă și noi de aici, în diaspora i-a costat o înfrângere absolut cu fanfară, cu fanfară pe principală. Adică a pierdut în turul unui Iohannis cu 1 milion de voturi. Aduceți-vă aminte cei de acasă. 1 milion de voturi. Era băiatul ăla care mânca popcorn și bea cola, știți? Și eu stau acasă, mă, beau cola și mănânc popcorn. Da, avea și dreptate. Luase 1 milion de voturi în plus. Adică era insurmontabilă diferența. Nu există în Europa. Numai că în Europa nu s-a întâmplat să-ți bați joc de propriul electorat și de diaspora ta care are 5 milioane de suflete, de două ori cât Republica Slovenia avem noi diaspora, și în diaspora au dat telefoane acasă. Muică, îți trimisei banii până ăia cu, da, vezi cu cine botez, muică, că nu mai pot cu ăștia. Nu s-au gândit la numărul de telefoane pe care le va primi România de la diaspora. Și s-a trezit ăla cu popcornul și cu cola, s-a trezit cu încă 1 milion în minus. 2 milioane de voturi a pierdut în 2 săptămâni. Eu cred că riscul lor acum, Dane, te întreb, există riscul, ca să nu spun eu, să nu dau eu verdict, ca joaca asta cu hai să vă fac secțiile atât de departe încât să nu puteți merge, să-i înrăiască pe aia, și pe aia care n-ar vrea să iasă? Și ce se întâmplă? Sunt două aspecte care trebuie tratate atunci când vorbim de referendum și de întrebarea cu pricina. Este ideea perfect corectă de care noi am vorbit, de a scoate cât mai mulți oameni din casă să meargă la vot, ceea ce în mod indubitabil va reprezenta o pierdere, o diluție a electoratului, a nucleului dur de electorat PSD-ist. Nu pot să apreciez acum dacă în favoarea PNL-ului, în favoarea USR-Plus, în favoarea PMP sau altceva. Dar cu siguranță un număr mai mare de alegători înseamnă un număr mai mic de un procent mai mic pentru PSD. Asta e una. Dar miza a doua a referendumului este legată de un posibil eșec față de o întrebare vitală pentru România. Deci dacă tu, președinte, ți-asumi și pui o întrebare extrem de importantă, dau un exemplu, sunt multe, dar dau un exemplu, vreți să năsprim legislația penală față de corupție? E o întrebare importantă, da? Dacă în virtutea faptului că oamenii nu ies sau nu ajung la secțiile alea plantate ca ciupercile aruncate prin toată Bucureștiul sau prin toată țara, și atunci invalidarea referendumului este indirect o altă pierdere, da? Eu vreau să vă întreb ceva, dacă nu răspundeți, că s-ar putea să vi se pare tendențioasă întrebarea, că suntem mulți, mă bag și pe mine, mulți care vor să uite de unde își trag seva ca familie. Toți sunt orășeni acum, mai ai loc de orășeni. Mă rog, vă întreb, voi aveți de la țară, Ioana, Dan? Nimeni nu-i perfect, sunt născut, crescut în București de vreo 4 generații. Și n-ai neamul la țară? Ce să fac? De la străbunicii mei erau bucureșteni. Ești mă afară de nimic. Iartă-mă, ți-a spus nimeni Bucura nu-l puneți la socoteală. Fac mea culpa. Bucura este de la bucureștean cu aere. Eu rămân în emisiune, deși sunt născută și crescută în București, am rude la țară și am fost bine, des la țară. Bine, mă, Dani, atunci la tine apelez la spiritul de gazetare, iar la tine, Ioana, apelez la faptul că ai neamuri la țară și oameni pe care îi iubești și respecti. Da. Vă întreb amândoi, răspund nu, ce ordine vreți. La ce a făcut referire președintele alaltăieri când le-a spus ălora din societatea civilă, voi pune o întrebare pe buletinul de vot, atenție, și citesc într-o sursă care a fost la masă cu președintele acolo, la consultări. Voi pune o întrebare pe care să o poată discuta și înțelege fiecare în birturile din România, în toate comunele. Ce anume crezi, Ioana, ce anume crezi, Dan, că i-a trecut președintelui prin cap când a spus întrebarea pe care o să o pun pe buletinul de vot, atenție, oameni buni, va fi discutată și înțeleasă în toate crâșmele și toate birturile din România, în orice comună. Nu mai vorbim de orașe. Întrebarea asta ar trebui să fie, să cuprindă un cuvânt, hoți, ca să înțeleagă toată lumea, nu? Că foarte dacă tare. Începem cu penali, corupt și alte deci va fi pe justiție. Eu zic că va fi pe justiție, dar cred cu tărie că PSD va face tot ce poate pentru a transforma acest referendum într-un eșec. Și asta va fi o problemă foarte mare, nu pentru Klaus Iohannis,
Oare... Nu pentru partide, ci pentru analiza România. Analiza voastră la partid spune că sunt șanse să reușească? Eu cred, și analiza noastră spune asta, că PSD face întotdeauna totul pentru a bloca votul, pentru a câștiga la urne, și eu cred că dacă acest referendum va fi un eșec, nu va fi un eșec al lui Klaus Iohannis, nu va fi un eșec al partidelor de opoziție, nu, va fi o problemă pentru România, pentru statul de drept, pentru că PSD va mătura tot atunci. Ia zi, Dani, ce înseamnă întrebarea pe care o anunță? Eu văd într-un sens mai larg răspunsul la întrebarea ta, legat de întrebarea, poziția întrebarea președintelui. Cred că, în primul rând, va face o întrebare, cum am spune noi jurnaliștii sau gazetarii, cuvânt pe cuvânt. La aia se referea. Nu cu neologisme, nu cu date, chestiuni tehnice, nu răspuns alambicat, cu topic alambicată. Ultima, cel mai bun exemplu, asta cu familia tradițională. A fost o întrebare de... Eu, ca gazetar, a trebuit să o citesc de vreo trei ori ca să înțeleg. Să nu greșesc. Să nu zic, domne, să nu gândești ceva și să-și ștambilesc altceva. Adică, am zis, bă, să nu ștambilez greșit. Eu, dar ăla de la țară la care se referea președintele, ăla săracul, cred că nici n-a mai ce i-a zis primarul așa. Acum cred că va fi o întrebare cotopică, simplă, cuvinte simple, nu neologisme, nu tehnic, nu nimic. Mergi pe mâna Ioane, să spui că va fi legată de jaful istoric din România ultimilor 20 de ani. Nu, și că... merg pe ceea ce președintele s-a angajat acum un an jumate, aproape doi, cum spunea, în Parlament, de a face o întrebare pe justiție. Cum va formula simplu și fără chestiuni tehnice, dar va avea legătură cu justiția. Corupție, asta trebuie să scrie, să fie acolo. O să vreau și de la tine. Corupție, penal, eu știu... Eu m-am început un test care se va termina pe 24 sau pe 25 mai înainte, când nu ne mai dă voie CNA-ul să facem. Ce vrea poporul? Toți care intră la mine în direct, să-i întreb, bă, ce întrebare vrea tu, doamnă, domnule, să-i spui președintelui să o pună pe buletinul de vot ca să ieși la vot și să te duci la referendum. Bună ziua, domnul Dănileț! Alo? Îl aveam la telefon pe domnul judecător? Alo? Da, eu vă aud foarte bine. Și noi vă auzim acum, vă aude toată România. Domnul Dănileț, în primul rând îmi cer scuze că ieri am bătut monedă ca maiorea în tramvai pe faptul că sunteți la consultări toți magistrații și pe problema referendumului. Am aflat dintr-o ieșire publică a dumneavoastră că de fapt a fost o consultare a președintelui exclusiv pe tema justiției și a codurilor penale. E adevărat? 80% e adevărat. Deci președintele ne-a chemat într-adevăr, ne-a convocat pentru a discuta despre situația de criză din justiție. Dar cu acest prilej, cel puțin 4 din cei 20 de participanți au ridicat și problema legată de referendum. Președintele ne-a spus că nu vrea să ne implice într-o astfel de discuție, ea fiind oarecum politică. Câțiva dintre noi s-au simțit nevoia să atingă și acest subiect, pentru că dacă e o chestie care vizează justiția, logic ar trebui și noi cumva să fim consultați sau cel puțin. Așa am crezut și eu de cuvință. Mă dezbater, dar în principal s-a discutat despre stadiul antireformei justiției, că reforma nu pot să spun că este. Mâine dimineață la ora 8 e ședință de guvern, domnul Dănileț, și probabil că principalul punct pe ordinea de zi va fi exact, vor fi aceste ordonanțe. Din păcate, este o suită de modificări legislative. Nu trec 3 săptămâni și să nu avem o nouă ordonanță de urgență privind legile justiției sau codurile penale. Eu sper să nu treacă așa ceva, pentru că nu are un aviz din partea CSM-ului, nu există o consultare a instanțelor și, în orice caz, vă spun clar că noi, magistrații, ne opunem la astfel de modificări care să favorizeze, de fapt, infracționalitatea și corupție, în mod special. I-am întrebat și pe invitații mei, vă întreb și una, dacă vreți să răspundeți bine, dacă nu, poate corsetul de magistrat vă ține în frâu și nu puteți răspunde. Dacă ați fi consilier prezidențial la Cotroceni, acum la Iohannis, ce i-ați sugera ca întrebare legată de tema majoră, justiție în România, să pună pe buletinul de vot? Sunteți de acord sau nu cu legi mai favorabile pentru demnitarii cercetați și condamnați pentru corupție și infracțiuni de serviciu? Credeți că întrebarea formulată chiar și așa, aparent simplist, cum credeți dumneavoastră, va fi înțeleasă cum a vrut Iohannis și cum o să facă în toate birturile și crâșmele din România? Vedeți, oamenii au ieșit în stradă începând cu ordonanța 13 de acum 2 ani, simțind că ceva este în regulă în momentul în care guvernul, respectiv parlamentul, vrea să îi favorizeze pe cei sancționați de justiție. S-a vorbit de amnistie, s-a vorbit de grațiere, s-a vorbit de eliminarea infracțiunii de abuz de serviciu sau fixarea unei limite superioare a pragului, de scăderea pedepselor pentru corupție, de eliminarea probelor video în anumite infracțiuni, de imposibilitatea de arestare în materie de corupție.
aceste toate aceste modificări, sincer, trebuie să fim orbi, să nu vedem că ele sunt destinate pentru a favoriza anumite persoane. Ori legile trebuie date pentru toată lumea. Bătălia majoră... anumite partide sau pentru anumite grupuri de interese. Bătălia majoră pe care o duce acum PSD-ul, domnule judecător, este să facă secții diferite, secții separate pentru vot în 26 mai, unele pentru europarlamentare și altele pentru referendum. Din punct de vedere legal, ca judecător ce sunteți și om care cunoaște la nivel de detaliu legislația română, cum vedeți această poziționare a PSD-ului? Vă mărturisesc că nu am citit legea pentru a vedea dacă o astfel de măsură ar fi legală sau nu și, sincer, dacă și o discuție controversată, n-aș vrea să avansez o soluție la telefon, dar cu siguranță o astfel de lucru va putea fi contestat la Biroul Electoral Central, se va lua acolo o decizie unde sunt colegi judecători de la Curtea Supremă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule judecător. O să sunăm și la un reprezentant al Senatului României, o doamnă senator, care a ieșit în spațiu public și a făcut o violentă acuză la adresa PSD-ului privind taman acest subiect, invocând legea. Apreciez că domnul Dănileț, atunci când nu știe, spune nu știu. Nimeni nu ia tot știutor. Nici eu n-aș fi știut dacă nu mă documentam pentru emisiunea de azi că în 2009 tandemul, cum să zic, echipa Bielă Manivelă, Joana Boc, au schimbat legea prin ordonanță de urgență și au comasat secțiile. Atenție! Este în lege, în legea electorală. Modificare făcută prin ordonanță de urgență. Acum, temerea despre care vorbeam în platou, numărul de români care vor merge la vot, temerea asta este majoră. De ce? Pentru că funcție de rezultatele sau de eficiența referendumului, se va hotărâ pe bune și lista de europarlamentare. Din cei 33 de europarlamentari, câți anume revin fiecărui partid? Acum, mașina de vot a PSD-ului va duce cei mai mulți europarlamentari. Așa e normal. De ce? Ai 2000 de primari din 3000. E normal ca roaba cu care ăia cară voturi să fie mai mare decât roaba lui Băsescu, decât roaba lui Orban. Păi la alții nici n-au roabă, cum îi cheamă useriștii. Mă rog, au doi primari în toată România, din 3000. Repet, miza uriașă este așa. Câți români ținem acasă, zice Dragnea, zice Tăricianu, câți români ținem acasă ca să ne iasă mașina de război a noastră mai bună ca a lor? Nu fac citatul ăla celebru al lui Ponta, ai noștri au furat mai bine sau ai voștri au furat mai bine decât noi, că nu ne întoarcem la momentele cele mai dramatice din istoria recentă a politicii din România. Cum poate contracara opoziția parlamentară? Dreapta, mă rog, generic vorbind dreapta, deși e de discutat asta. Partidele anti-PSD. Adică voi, PMP-ul, liberalii, useriștii, cum puteți contracara o politică atât de violentă care merge până la separarea secțiilor de votare ca să-i plimbe pe român de colo-colo? Nu bine, pe mine nu m-ar mira ca ei să facă secții și în altă țară, adică ar putea să mute direct în Moscova, la Rusia, ar putea să meargă cu secțiile astea, numai să nu mai votăm la referendum. Însă, trebuie cât mai mult explicat românilor de ce trebuie să meargă la vot. Pentru că oamenii au ajuns la o stare între asta de lehamite foarte puternică, iar eu înțeleg, toată ziua aveți scandal, Viorica pune ședința la 8 dimineața, întrebarea mea e alta, doamna Dăncilă mâine dimineață o să ajungă la coafor înainte de ședință, că pare complicat. Nu este în public nearanjată. Doamna Dăncilă, oricum habar nu are ce va fi mâine în ședința de guvern, că n-a spus că dumneai nu citește toate ordonanțele. Adică eu am o mare problemă cu oamenii ăștia care sunt acum la guvernare și pe mine nu mă miră nimic din ce urmează ei să facă. Adică de ce aveți o problemă? Pentru că sunt, în primul rând, vorbim despre doamna Dăncilă și pe niște miniștri care sunt analfabeti funcțional, parte din ei. Au fost unii și mai rău, au plecat. Domnul Andrușca de la Economie, slavă Domnului, mă rog, sper că e bine pe unde o fi acum, a găsit casa, a intrat pe ușă. Dar eu nu mă mir că oamenii ăștia sunt capabili să separe secții de votare, să blocheze accesul la vot, să găsească orice virgulă în lege astfel încât să aibă o prezență mai mică la vot, pentru că pe ei o prezență foarte mică la vot îi avantajează, dar mai mult decât atât, o invalidare a referendumului ar fi un eșec pentru România, pentru statul de drept, iar PSD atunci și-ar găsi legitimitatea pentru a mătura tot în justiție. Ei oricum au intrat cu tăvălugul. Erau modificări de făcut. Trebuiau corectate derapaje din justiție, dar nu să intri în felul acesta cu tăvălugul, efectiv să mături tot în justiție. Cum e posibil, în opinia ta, Dane, în opinia ta, Ioana, cum e posibil ca un guvern care anunță poporul prin televiziune de casă, prin propagandă, anunță poporul că economia duduie, că este tigrul Europei, România, știți, da? Că suntem
la parametri la care n-am mai fost niciodată cu investițiile, cu banii, și totuși astăzi s-a consumat un moment dramatic. Cel mai mare împrumut făcut dintr-o singură tragere pe piața externă, 3 miliarde de euro, repet, 3 miliarde, eurobonduri de 3 miliarde de euro împrumut al statului român. Copiii și nepoții vor plăti. De ce? Pentru că, o să vedeți imediat pe ecran informația, împrumutul e pe 7, 15 și 30 de ani. Dobânda este halucinant de mare. E mai mare ca dobânda cu care grecii se împrumută din aceleași surse. Atenție, Grecia având aproape 300 de miliarde datorie la externă. Adică Grecia e la buza prăpastii. Nu există țară europeană mai înnecaz decât Grecia raportată la ce produce, la PIB-ul țării. Grecia e vai steaua ei. Îmi pare rău pentru prietenii greci. Îi respect și îi iubesc. Le iubesc istoria și contribuția la umanitate. Bă, dar sunt în rahat cu banii. E, Grecia, care este la limita falimentului, se împrumută cu o dobândă de 4, mai puțin decât 4, aproape 5, cu cât s-a împrumutat Orlando. Și cu, s-au împrumutat ăștia de la PSD. Deci știrea zice așa, este cel mai mare împrumut extern și cu o dobândă uriașă. Băgăm și cartonul sau doar bănuți ăștia? Iată, cartonul citiți în timp ce vorbim. O să dăm informația la telefon senatorul Florin Câțu. Bună ziua, domnule senator! Bună ziua! Spuneți, domnule, te rog frumos, Florine, spune tu cum e să te împrumuți 3 miliarde într-o zi la niște dobânzi uriașe și pe un termen care implică nu numai copiii, nu numai pe fica ta, implică și nepoții, copiii nenăscuți ai fiicei tale. Criminal, nu poți să fii doar inconștient, că este criminal. Iar problema este că și timingul e greșit, momentul. În momentul în care România, leul se depreciază, te împrumuți în valută, asta pe de-o parte. În același timp, te împrumuți la rate mult mai mari decât poți să împrumută țări cu un rating mult mai prost. Asta ți arată ție că nimeni nu are încredere în România și ești văzut exact ca o țară de mâna a treia. Dar în același timp, așa, pentru mine e o confirmare că România este în criză și nu sunt, și cum am tot spus, fără aceste împrumuturi nu se plătește nicio țară. Florine, domnul senator, vă rog eu, hai să o luăm așa. Ce trebuie să... Lăsați un pic haina de senator și de politician. Transformați-vă într-un economist și cunoscător în dale cifrelor. Ce să înțeleagă românul simplu, dintre ăștia 18-19 milioane câți mai suntem pe acelea pe-n țară, din faptul că li se spune seara la Antena 3, la România TV, la trâmbițele lor, domne, duduie economia, suntem pe cai, avem bani, am mărit pensii, am mărit salarii, mărim aloc, domne, toate e bune, și vii a doua zi sau a treia zi și te împrumuți cu 3 miliarde de euro. Asta vă spuneam. Fără împrumuturi la dobânzile astea fantastice, nu se plătește niciun salariu și nicio pensie, nimic. Deci nu sunt bani pentru așa ceva. Deci ce încasează oamenii ăștia se duce pe... Nu ajung pentru pensii salarii și atunci au nevoie să se împrumute mai mult. Asta pe de-o parte. În al doilea rând, dobânda mare îți arată că România este în criză. Nu are nimeni încredere în acest guvern. Deci aici cele două elemente. Suma foarte mare îți arată că este disperare și nu încasează și au nevoie de acești bani, pe care nu-i mai găsesc pe piața internă, nu-i mai dă nimeni, și al doilea dobândă îți arată că România este în criză, ceea ce spune ceva la timp. Am înțeles. Mulțumesc mult, domnule senator. Ioana. Da, România este în criză, asta arată acest împrumut atât de mare, dar nu este o noutate. Ei anul trecut s-au împrumutat atât de mult și atât de scump încât au crescut dobânzile cu 25% față de anul precedent. Problema mea cu aceste împrumuturi, de fapt am două probleme. Unu, că vor plăti copiii și nepoții în următorii 40, 50, 60 de ani ceea ce au făcut ăștia astăzi cu Orlando de la discotecă. Asta e prima problemă. A doua e că banii ăștia nu se duc în investiții. Banii ăștia se duc tot în zona asta de pensii, salarii și asigurat anturajul, cei de lângă partid sau electoratul captiv. Și de fapt nu faci nimic bun în țara asta. De fapt îndatorezi pe termen atât de lung încât copiii care se vor naște peste o săptămână vor plăti la aceste, pentru aceste împrumuturi. Bună ziua, exact. Domnule Biriș! Bună ziua! Bună ziua! Domnul Gabi Biriș, fost ministru adjunct al finanțelor. Doamne, cum e să spui țării că merge economia ca pășine și totuși să împrumuți atât de mulți bani într-o zi și la o dobândă atât de mare? Înseamnă că nu merge totul așa de bine. Înseamnă că încasările sunt mai mici decât estimate, înseamnă că cheltuielile sunt mai mult decât ne putem permite. Dar vreau să mai observați un lucru, nu numai mărimea. Faptul că împrumutul ăsta este luat de afară, este luat din străinătate. Păi nu le mai dă băncile române după 114, după 114, nu le mai dă bani. Da,
mai țineți minte când am scris în ianuarie un articol în care spuneam că guvernul României va delocaliza profiturile din România pentru că ca efect al ordonanței 114 aplicată pe active? În emisiunea mea ați spus asta, nu știu unde ați scris, dar ați spus la mine în emisiune. Exact. Și atunci ce ne mai miră? Asta nu sunt lucruri care să ne mire în momentul în care înțelegem cum merg lucrurile. Gabi, te întreb așa ca să înțeleagă cei de acasă. Sunt convins că banii ăștia existau și în România. Stai un pic, să înțeleagă cei de acasă. Putem spune așa, eu spun ceva și tu mă combați dacă e greșit. Băncile, sistemul bancar din România, ori ca represaliu, ori ca pedeapsă, ori cu ce vrei tu, i-a spus lui Dragnea, bă, nu-ți mai dau bani. Te-ai împrumutat mereu la mine, ai venit cu ordonanța aia penibilă, nu-ți mai dau bani. Și a fost nevoit să iasă pe piețele externe cu dobândă mai mare. E corect? Da, parțial. Probabil că dobânda ar fi fost cel puțin la fel de mare și în România, pentru că în costul dobânzii mai era și taxa pe lăcomie pe care băncile trebuie să o plătească. Și până la urmă vorbim de economie de piață. Toată lumea trebuie să, în momentul în care dă bani cu împrumut, trebuie să facă profit. E normal. Mai am o întrebare. Guvernul ăsta a deschis foarte multe fronturi de luptă împotriva sistemului bancar, împotriva bursei prin pilonul 2, împotriva producătorilor de gaz. Au blocat decizia de investit în exploatarea în Marea Neagră, au bulversat piața de energie. Nu se poate ca lucrurile astea să nu ajungă la scadență. Ultima întrebare, Gabi Biliș. Genul acesta de împrumuturi înseamnă scadența greșelilor din guvernare. Lipsa investițiilor, creșterea de cheltuieli, scăderea de venituri. E posibil, așa cum scrie presa și cum m-a sunat dimineață un analist economic foarte tare, omul m-a rugat să nu-i dau numele, dar repet, informația este verificată. E posibil și în opinia ta, ca povestea asta cu roborul, înlocuirea roborului în calcularea ratelor românilor la bănci, să facă virgulă, ca aceste rate să crească, adică să-i apese și mai tare pe români decât să-i ajute? Eu am mai explicat odată că trecerea de la dobândă fixă la dobândă variabilă, adică robor plus marjă, a fost un instrument de reducere a dobânzilor plătite de români. Roborul, în momentul în care PSD a luat guvernarea în 2017, după alegeri, era 0,7, acum e 3,5. Ca urmare al măsurilor economice. Dar eu vă mai îmi pun o întrebare. De ce 3 miliarde dintr-o dată? Nu știu, tu ce ne spui. Nu cumva, 3 miliarde de euro înseamnă practic tot deficitul bugetului de stat estimat pe 2019. Nu cumva guvernul are informații că urmează fie ca România să fie downgradată de agențiile de rating, să le fie mult mai greu să ia bani de pe piețele internaționale, fie să înceapă o procedură de deficit excesiv împotriva României de la Bruxelles pentru că deficitul a depășit 3%? Foarte tare. Adică eu cred că este un semn foarte rău că guvernul României s-a împrumutat dintr-o dată atâția bani. Mulțumesc mult, Gabi Biliș. Mulțumesc mult pentru intervenție. Ioana Constantin, Gabi Biliș spune așa, e posibil ca guvernul să fi luat astea 3 miliarde azi, indiferent de dobândă, chiar dacă e foarte mare, pentru că le e frică de faptul că nu vor avea bani și nu le vor mai da ăia bani când vor avea nevoie. Da, foarte interesant ce a spus și cred că ăsta e de fapt răspunsul. Deci au împrumutat o sumă atât de mare dintr-o dată. Da, să deci, compenseze deficitul. Da, exact. Și problema aceasta cu ratingul de țară. Ați văzut ce s-a întâmplat imediat după ce au anunțat și standard cu aurul? Standard în bursă a amenințat scăderea ratingului. Exact. Eu cred că ăsta este răspunsul. Preventiv am putea spune, deși PSD niciodată nu face prevenție. Dar în fine, ăsta e răspunsul. Dane. Da. Foarte tare analiza lui Biriș. Foarte tare analiza lui Biriș, foarte tare ce spune toată lumea de un an jumate, că lună de lună ăștia se împrumută sub toate formele, știi? Acum noi vorbim de un împrumut pentru că are o dimensiune senzațională, vorbim de 3 miliarde. Dar în fiecare lună, în fiecare săptămână, da, ăștia luau bani de la populație, prin o emisie de obligațiuni și titluri de stat, de la băncile private din România, de peste tot au luat. Acum, hai să spun un lucru, că mergem pe materialul clientului și asta mi s-a părut senzațional. Am auzit pe Orlando astăzi, pe Teodorovici, explicând partea benefică a acestui împrumut. Ne explica cu un tupeu fantastic
că faptul că o instituție financiară bancară ne-a dat o sumă atât de mare pe 30 de ani denotă o încredere pe care echipurile au fi avut-o aia în economia românească și în capacitatea ei de a produce și de a returna acești bani, și iată de ce totul merge extraordinar și e bine. Vreau să-i spun un lucru acestui individ. Între cele două peripluri ale sale, între cluburi și discoteci, să pună mâna pe o carte a lui John Perkins, se numește Confesiunile unui asasin economic. Domnul Orlando, știu că e greu, dar între două sticle de șampanie, cartea asta o să vă placă senzațional. O să și înțelegeți ceva. John Perkins, fost salariat, funcționar cu rang înalt în Statele Unite, a avut ani de zile rolul de a discuta pe lângă guvernele țărilor sărace și foarte sărace, care nu funcționează, pentru a-i convinge pe aia să ia credite cât mai mari și cât mai multe de la Banca Mondială, de la toate instituțiile, pentru ca țările alea să devină efectiv sclave, îndatorate. Asta face individul ăsta și nu înțelege. I-a spus-o un, scrie în cartea respectivă, i-a spus-o un angajat al acestor instituții. Nu interesează, bădane, pentru că în momentul în care va începe plata, ei nu vor mai fi la guvernare, exact. Băieți. Da, au amanetat la propriul melodie ceva, au amanetat la propriul România. Bă, dacă l-ar interesa, ar ieși și ar spune, am luat 3 miliarde pentru asta. Tu nici nu știe pentru ce. Dar nici nu știu pentru ce au luat. Eu sunt convins că știu. Eu cred că ce a spus Gabi Biriș conține foarte, foarte mare cotă de adevăr. Trebuie să luăm 2-3 minute de publicitate. Revenim imediat cu cei doi invitați la ora 15, așa cum ați văzut și se vede și acum pe banda, la ora, iertați-mă, 17. Președintele Iohannis iese din nou în ring și sunt convins va comunica lucruri belicoase la adresa a ceea ce face PSD-ul cu justiția și ce pregătește mâine în ședința de guvern de la 8 dimineața. Revenim imediat! Ne-am întors în direct, așa cum vă spuneam acum 6-7 minute. Unul dintre senatorii României a ieșit astăzi în spațiu public și a sesizat opinia. Ne-a sesizat pe noi, presa și prin noi, pe voi cei de acasă, că se pune de o lucrătură absolut halucinantă separarea secțiilor de vot la referendumul pe care Iohannis îl va provoca pe data de 26, adică la europarlamentare. Și atunci vreau să aud din gura doamnei senator Presadă. Să rud mâna, doamna senator. Bună ziua! Bună ziua! Vreau să aud care sunt argumentele pentru care ați ieșit în spațiu public cu o acuză atât de violentă și care este baza legală pe care o aveți. Nu am vrut decât să trag un semnal de alarmă. Am făcut asta ieri seară, de fapt. Mi s-a părut că e o ipoteză de lucru. Auzisem diferite scenarii în care PSD ar putea să separe secțiile de votare pentru alegeri și referendum. Lucrul acesta a fost de altfel confirmat de către domnul Drăghici, coordonatorul de campanie de la PSD, care a spus că de fapt, legea nu permite decât organizarea referendumului în secții separate de cele pentru alegeri. Lucru total fals, pentru că în acest moment legea spune clar că în cazul în care se organizează simultan alegeri și referendum, se vor folosi aceleași secții de votare și aceleași birouri electorale din secțiile de votare. Mă bucur foarte tare, sincer vă spun, doamna senator, mă bucur foarte tare că un ales al neamului nu numai că știe carte și iese la televizor și spune adevărul, dar confirmă ceea ce eu scriam acum și cu Teddy scriam aici la emisiune la noi, acum o oră, jumătate de oră, trei sferturi de oră. Exact paragraful din lege despre care ați făcut vorbire. Legea l-am menționat încă de aseară, de altfel. Foarte în postarea mea publică, eu am menționat acest articol încă de aseară. Bine, fac o întrebare și cu asta, și cu asta mergem mai departe, dar vreau să știu punctul de vedere al dumneavoastră. Da. În 2009, PSD plus PDL, adică Gioană și Boc, au convenit și au modificat legea electorală prin ordonanță de urgență, spunând exact ce spuneți dumneavoastră, că dacă sunt alegeri de orice tip concomitent cu un referendum, da, aceste două tururi, aceste două scrutine se organizează în același loc și de către aceeași echipă. Corect. Vorbim despre acest articol 15, corect, același articol 15 prim, care de fapt a fost introdus în 2009 tot prin OUG, de corect, către PSD și PDL, corect, și ei au spus atunci că aceste procese electoral și referendar
se desfășoară în aceleași secții doamna de votare. Senator, nu, a doua nu zi cumva... după UG, PSD a ieșit de la guvernare în acel moment. Doamna senator, dar nu cumva acest argument al modificării atunci, în 2009, va fi invocat prin ordonanță de urgență? Va fi invocat zilele astea ca tot prin ordonanță de urgență PSD-ul să zică, nu domne, secția pentru europarlamentare e pe strada Cutare și la patru străzi mai încolo este secția pentru referendum? Din câte știu eu, din jurisprudența Curții Constituționale, nu putem restrânge în niciun fel drepturi electorale sau să punem sarcini suplimentare autorităților când trebuie să organizeze un proces electoral sau referendar înaintea alegerilor. Eu cred că o eventuală ordonanță de urgență de acest fel ar putea fi neconstituțională. Avem argumente pentru a demonstra asta și pentru a bănui acest lucru de fapt. Nu avem un avocat al poporului care să lucreze în interesul poporului. Nu avem un avocat al poporului care să intervină în momentul adoptării ordonanței de urgență și să spună că eu sesizez Curtea Constituțională pentru că s-ar restrânge niște drepturi ale românilor. Deci există două decizii ale Curții Constituționale din 2012 care spun că nu putem modifica legislația electorală cu mai puțin de un an înainte de alegeri. Se acceptă niște excepții dacă este vorba de a alărgi sfera drepturilor sau exercitarea drepturilor electorale. Deci nu putem, practic, să restrângem mai ales niște drepturi sau să împiedicăm exercitarea unui drept electoral cu mai puțin de un an înainte de alegeri. Mulțumesc foarte mult, doamna senator. Bună ziua, domnule Dide. Bună ziua, domnul Barbu. Să rămână doamna senator. Doamna senator nu mai este împreună cu noi, este doar doamna Constantin și domnul Bucura. Să rămână doamna Constantin, bună ziua, domnul Bucur. Acum te întreb așa, știu că ai fost în sala de consultări al alteri cu președintele și cu ONG-urile pe tema referendumului. Nu este informație greșită, nu am fost în sala. Așa mi-a spus Teddy, așa mi-a spus. Că n-a fost? Bine, dar organizația ta a fost? Nu. N-a fost. Nici organizația ta n-a fost? Păi cum puteam cu voi de-aia, care sunteți șefii străzii, nu v-au invitat? Păi nu, șefii de la străzi sunt la ADP, nu. Nu. Au fost alte organizații, eu nu am primit invitații. Bine, întrebarea mea nu are legătură neapărat cu momentul respectiv, are legătură cu ce anume v-ați decis sau ați făcut conclav, așa ca să zic, să faceți pentru a sprijini demersul președintelui organizarea referendumului în 26. Adică vă implicați sau așteptați să vină de la sine? Asta e părerea pe care vreau să o audă lumea. Păi noi ne-am implicat deja atunci când am semnat o petiție și i-am solicitat președintelui să promoveze acest referendum. Ba mai mult, în 2017, înainte de ordonanța 13, dacă o să căutați imagini pe internet, o să vedeți că a fost un marș de la universitate la Victoriei, unde în capul coloanei era un banner mare pe care scria referendum pentru toți să știm dacă suntem hoți. Crezi că va separa PSD-ul secțiile de votare ca să țină lumea cât mai departe de referendum? Există această posibilitate, adică dacă schimbăm legile justiției și coduri penale prin ordonanțe de urgență, ce poate fi atât de complicat să schimbi legea electorală înainte de alegeri? Știi că cel mai mult, domnul Dide, rezultatul referendumului depinde de cei care în general nu ies la vot. Cine vorbește? Domnul Simion, candidat independent unionist, da. România mare în Europa, candidez ca independent la Parlamentul European pentru a fi o voce a românilor, nu a partidelor politice, pentru a fi o voce a românilor care nu au voce acolo. Cu toții mă știți, sunt lider unionist, militez din primul an de facultate, cred, pentru unirea Basarabiei cu țara. Dar militez și pentru toate cauzele drepte, pentru toate cauzele românești. Am considerat că nu găsim un echivalent în partidele politice de astăzi, din păcate. Așa că ne-am înaintat candidatura independentă la Parlamentul European. Nu am găsit cu cine să dialogăm pentru o strategie pe termen lung
pe subiectul unirii, după cum nu am găsit pe nimeni interesat de comunitățile istorice, vorbim aici de Cernăuți, de Bugeac, de Timoc, de Voievodina, de Transcarpatia și de toate zonele unde trăiesc români. Nu sunt reprezentați nici românii din diaspora, sunt peste 5 milioane de români în diaspora și acești români nu au o voce, vot electronic nu există, nu îi reprezintă nimeni într-o bătălie absurdă pe care ei o duc cu ambasadele, cu consulatele, cu faptul că nu se sunt organizate secții de votare și cu faptul că nu avem un vot electronic, deși trăim în anul 2019 și tot sistemul este deja funcțional. În această bătălie pentru a fi vocea românilor în Parlamentul European, îi am alături pe cei din diaspora europeană, cărora le mulțumesc pentru tot sprijinul acordat. Am strâns semnături în toate statele Uniunii Europene, am fost personal la Roma, în Castellon și la Madrid și mulțumesc tuturor celor care au strâns semnături în Marea Britanie, în Spania, în Italia și în celelalte state ale Uniunii Europene și mulțumesc diasporei europene. Am avut de partea mea în această campanie de strângere a semnăturilor pentru depunerea candidaturii. Mulți oameni din județele României, mulțumesc Brăila Nouă, mulțumesc Lucian Căprariu, mulțumesc Mircea Trifu și celor din Alba Iulia. Da, ne-am întors în platou, oameni buni, în timp ce vedeam aceste declarații, Ioana Constantin a venit cu o teorie absolut consternantă și pe bună dreptate trebuie analizată. Deci, legea referendumului, legea 3/2000, nu a fost actualizată în niciun fel în ceea ce privește softul acela de monitorizare a prezenței la vot. Adică cel unde e cu cartea de identitate. Exact. Pentru legea de la locale, parlamentare, legile pentru alegeri, avem aceste modificări. Softul funcționează. Da, și este folosit, dar la legea referendumului nu. Și să ne amintim referendumul pentru familie, unde nu am avut prezența la vot monitorizată prin acel soft. Știți bine, ne veneau cei de la BEC și ne spuneau prezența e 21%, e 15% și așa mai departe. Da, bă, da? Dan, știu că eu cu Dan suntem consternați pentru că s-ar putea să fie în favoarea lor care vor să fie mai mulți prezenți la vot, numai că, Dan, atenție, neexistând softul, controlul, cum bine spune Ioana, nu m-am gândit nicio secundă, nu că vor apărea în plus, pot să dispară oameni de pe listele de vot, Dan. Pic de control. Adică... Nu, nu se dispară de pe listele de vot. Ce poți să spui este că sunt oameni care să vină, da? Dar votul lor să nu mai ajungă exact. La, în numărătoare. La asta zic și numai eu. La zorul numărătorii. Deci atenție, atenție, oameni buni. Ioana Constantin face, trage un semnal de alarmă în premieră, nu l-am auzit la nicio televiziune. Referendumul nu funcționează pe bază de soft, adică pe bază de carte de identitate. Luăm 2-3 minute de publicitate, mergem după aceea la Cotroceni, declarații Iohannis și venim în platou pentru că asta cu softul este chiar un subiect foarte tare.